Băi, piciorul meu. Băi, dacă ai pus brea acolo. Bă, piciorul hai, meu. Hai. Faldo! Hai, da, treci, clacă-mi picioarele. Așa. Păi o poză. Haide. Păi o poză. Hai pe porc acolo, frumos, să fac o poză. La frige! M-am urcat și-o pe porc, ce nu mai lasă. Păi de drag să dăm mai ceva, că frige e bine, e cald la cur. Hai să te-am viu pe el acum, făceam ture de teren. Guți, zi ceva, Guți. Filmezi, Sudor? Uite, am venit aici, să-l tai pe Guți. M-am luat porc, băi. N-am băgat capul degeaba pe TikTok în WC-ul. Mi-a ajutat Dumnezeu, m-a luat porc. Și mă pregătesc să-l surechesc aici, să fiți alături de mine în această aventură. Și trebuie să strigăm aventura, strigați p***. Strigați ura toți, iartă-mă de expresie, dar sunteți tu ziezi, mă. E neu la voi, ce vrea la voi? Bă, ce ți-l dau fraiericului? M-am jurat de mama, bă. Dați, bă, like acolo, subscribe. Să mă zici că e porc, să ne dreci mie. I-am pus de gură, băi, ce vrei să-i fac acum? Asta e bătăios, e ca mine. Păi a fost becher cu mine, mai ești becher cu mine acum? Păi îi tai tata, ai văzut ce mi l-am băgat în gură? E. Pare rău acum, voi n-ați văzut, dar nu putem să vă arătăm mortăciun, dar vi-l arăt direct pe domnul mortu. Ia spune-m. Uite, domnul mortăci. Ia uite-l. 100, ce, 400 de chile are. Ia zi, taică, ce-i face? Îl dăm, dar răstogol. Da, dar răstogolul? Îl dăm, vrei, îl dăm. Are boașe ăsta? Nu mai are boașe. Nu mai are boașe? Ce? Mie îmi place să mănânc boașe la... E castrat. Cum făcea tata aia când eram mic cu... Pa, da? Ca lumea. Împinge la încoace. Unde? Bagă la... Așa. Hai bre, că nu... Saltă de acolo. Hai că salt eu. Așa. Și noi? Saltă de... Hai mă! Hai că ți-o aici. Hai da! Băi, piciorul meu! Băi, dacă ai pus brea acolo, dă-l că prindim și pe ăla. Trage-l mai încolo. Bă, piciorul meu! Uh-huh. Mai? Mai. Mai. Hop, hop! Guții, guții, vagabunții. Puterea i-a adus-o? Acum ia vine pasul cel mai important acum, pârlim, nu? Pârlim, după ce pârlim, îl mâncăm, nu? Mâncăm. A, ce băie, mâncăm. Eu bă, tăiat, tranșat, frumos, băgat la saci, frumos și merge la București. Și acum aflați și voi, adevărul, cine este, uitați, ea e doamna Viorica, de care zic eu mereu, pune butelie pe foc. E tataia meu, Nelu, Nelu al veterinarul, cine știe, cel mai șmecher, da? Da. Mai tare decât la Florin Montatorul, să știe tot orașul, da? Nelu veterinarul, care a avut odată și două gagici. O dată, puțin timp. Da, trebuie. Ce-aș mânca ușoric acum. Duminică vine și Vasile. Care îmi plăpina a murit Vasile? Mă, tatu. Tata? Păi ce mă tata îl cheamă Vasile? Vincent, sau cum dacă îi zice. Aaa, gagi cu luma, mă bre. Da, așa. Hai. Faldo! Trebuie neapărat luate alea, copitile. Acum să pune apă pe el. Nu? Punem polia cu matulofanul. Aaa, frumos, da. Așa, acolo, pune și pătura. Așa, bre. Să altceva, să năbușă. Așa, mă, mai. Așa, băi. Hai, da, treci, clacă-l în picioarele. Așa. Păi o poză. Haide. Păi o poză. Hai pe porc acolo, frumos, să fac o poză. La frige! Nu frige, dar ridică. Da, mă poză mai repede. Mă poză mai repede că frige. E de... Stai, măi, stai acolo. Frige! Păi acolo. Aia zic, stai acolo frumos, așa. S-a tucat. Gata.
O să învețe cu hamul și ea, bre. Unde ți-e, bre, proteza? Aia zic. Bai. Tata e câte ani ai, bre? 78? Uitați-vă, om de 90 de ani, bre. Încălțure chestie pe ghiță ca lumea. Pe tine te gătesc pe TikTok. M-am urcat și-o pe porc, ce nu mai n-a să zice. Păi de drag să te mai ceva, că frige, e bine, e cal la cur. Hai să te-am viu pe el acum, făceam ture de teren. Auzi, în ce, mamă, încerc ca să curg, încerc să curg, încerc să curg. Bate-te cu hamul, bre. Da, mama. Hai, tata, e. Acum ai, de jur. Au, l-a făcut. Îl dau? Mai. Nu, tot așa, mă, să fac. Nu poate să? Trage la mine. Ați scut. Hai, n-are nimic. Ce? Pibe? Sau nu, folie. Mai avem o parte. Poate să mai spună bine de pe partea asta, vezi? Era ca laptele ăla de la Nadine, mi-a intrat între mâneca. Ce-am mult la cap pe acolo, mă. Hai, re. Am fost la pâie, tu. Stai să aduli Gheani. Pe cine, mă, mai? Cum să ții? Pe cine? Pe cine, bă? Stai, bă. Eu nu vreau cu pâine. Proba, am luat aia mea, că ea a mai mâncat un pic. Ba, avem o întrebare pentru voi, se numește așa. Vă place șoriciul? Și dacă da, scrieți-ne în comentarii. Și dacă aveți un tabie de ăsta ciudat sau un obicei, nu știu gen, să-l mâncați cu o anumită chestie. Uite, de exemplu, Irina mănâncă simplu. Eu mănânc cu pâine și cu taie. Foarte alții mănâncă cu bebe, nu știu. Scrieți-ne dacă aveți un obicei de ăsta. Cum mâncați voi șoriciul? Ești porcul meu preferat din toată lumea. Așa? Se extrage și la acum de ciorbiță. Ce ciorbă iese din asta, băi băiatule, băi. Acolo sunt pulpele. Așa mai avem aici compoziție de la Mercedes de-l doamne iartă-mă. Asta este mușchiul, acolo, alea sunt ciulanele. Aia e șunca, cuntura, acolo. Și aici e ceafă. Dacă vrei să faci ciorbă zilele astea, să faci gâtul. Gâtul prima oară? Da, că ăla nu rezistă, ăla ce. A, vrei să-l mai lăsăm să mai trăiască. Bagă-l înapoi în graște. Dar intră? Dai, intrați pe bot. Amândoi, intrați. Hei. Bă. Hei. Ce faci? Nu cu cameramanul meu. Ce ține bără așa? Omul, ține de așa? Îmi dă pomul așa. Trați pe Ligia noastră. Mamai, ce faci aici? Ele desfac. Dar nu le dau pe toate, vedeți de treaba, te uite ce e aici. Oh, oh. Kilometri. E pe alea bune, îi le dau. Pe alea de vară. Ce faci, băbuțică? Bine. Îți place la porc? Mm-hmm. Maestru! Nu te mai ascultă mâna, bre? Nu vreau să ascult. Grădinița, din normal, pleci conflict. Grădinița lui Moș Crăciun. Ești așa, bă? Pregătim plan. Pentru? Jumări și un tur. Eu, un porc și un animal mort în porbagaj și au ascultat Selimbion. Deci, deja că nu faci multă untură pentru ceaunul ăla, eu te bat. A, ceaunul ăla, mie nu trebuie să fac untură în el, mie trebuie doar să pun untură în el, aici, că-l fac în aluma. Gen, doar să o pui acum așa? Hai, plătești tu și-o blocuri. M-am chinuit atâta să spun de ce. Dar ce, nu mai folosim pe viitor? De Crăciun, de Revelion, nu folosim? Ce avea în el? Mâzgă. Bă, ceva urât rău. Salmonella, șobolan, ce avea? Mai sunt două, uite, unul mare roz. Auzi, uite-te cât a intrat în cea mai mare oală pe care o avem în casă și gândește-te că mai avem patru bucăți de-astea. N-ai un Ligian? N-am. Le-am făcut mai mici pe alea cu cărnița, să rămână și jumările ca lumea.
A. Cu toate că nu mănânc, măcar să aibă parte de el. A. Am mănânc jumătate? Nu. De ce? Au colesterol. Au colesterol? Am fost și noi pe grabă, nu arătăm tot. Carnea pentru cârnați este acolo. Asta este doar burta ce să facem slăninuță cu jumări. Aici este viitoarea jumară, untură și șuncă. Iar deja am făcut mușchiul, mușchiul normal. Ciolanele și la spinării cade. Și ce am mai făcut, mă? Mai avem pulpele, cred că nu ies vreo 100 de pungi, mâncăvași. Am făcut tot ce am putut și noi. Am băgat și o șorici, am băgat și o țuică, pregătit și o pomană a porcului. Acesta este șorici, pentru că nu vrem să mai facem 50 de când mi-a ieșit atâta. Aia e șuncă, frate, așa e făcută de mine, n-aveți treabă, că așa știu eu să fac. De fapt, n-am făcut niciodată și astea sunt toate șunci. Mai avem bucata asta și cu aia pe care o facem jumară și ăla mi-a dus la prieteni niște fau. Sunt ăsta, sunt 10 minute. Bă, deci noi, ca să înțelegeți, am făcut multă. Mi se pare mie că ajunge aia ciunca și grosuță ca în teraline, cum am putut noi, nu contează. Și uță acum bagă pentru jumări și pentru untură. Am și garniță, avem și schimbic, avem niște de-alea puse, niște de-astea puse. Urmează ăla mare acolo, sacul albastru este plin cu pulpe. Cine dă like acum, primește o bucată din șoriciul ăsta. Deci, cine dă un like, o bucată de șoric. Vamonos! Uți, spune-ne ce faci aici. Punem sare pe... Deci, în acest moment, să știți, plus înainte un pic, nu mai râdeți de noi, nu râdeți, unde ne judecați, nu știm, n-am făcut niciodată, mai sunăm și noi neamurile, dar nu știm exact cum să facem. Ziuță. Punem sare, bronjoasă. Și ce să faci toată șunca asta? Da, dar nu încape doar găleata asta oricum. Da, bine. Doamne, punem sare, frecăm bine. Arată bine? Da, da. În bucătăria lui Uți. Sughiț, iar, cred că de la țuică e. Și pe lângă ce face Uța aici, haideți să vă arăt ce face fratele vostru. Ne lasă și bateria. Mi-a zis mama să mai scot din ea, dar uitați-vă câtă untură avem în cavajul dumneavoastră, ca să înțelegeți. Și așa, pe repede, ne-au apucat să le băgăm. Toate au etichete și scrie pulpă porc, pulpă porc. Mușchiuleți de toate, asta e lăduța pe care am cumpărat-o, 1300 de lei. Vom unos, le umplem, vă arătăm după aia. Și surpriza e cu lasă bateria repede. Am dat 6 milioane pe carne. Bă, 5 milioane 550. Bă, ai luat pulpă, mă, să moară familia mea? E de-aia, am vis de-aia? E de-aia șmechiră, nu știu, e ultima. Un sper de porc am dat cu pulpă. Cei mai șmecheri cârnați? Da? Și cei mai scump? Nu mă așteptam niciodată să faci 500 de pulpă. Ce, mă? Mamă, ce mare, frate, mă. Mă, stai așa că m-a luat pe mine. Cât ai luat, mă? 5 kg. Păi ți-am zis 6. N-auzi că era ultima. 3,100 kg. Băi, băiatule, bă. Cărnații! Fraiere, muncesc și șeful să uită. Ia uită-l. Ia uită-l. Și cum tu mi-ai cat când l-am prins? Ca șef, el ia după timpul lui Ceaușescu. Ia uite, filmează aici. Aaaa! Habibi! Habibi! What is this, Habibi? Vă zic eu ce e. Băgăm așa? Așa. Am mișto odată, prima oară, să râdă lumea de noi. Stai! Economie, băieți! Băi, băiatule, ne cred că facem 3 putini de-astea mâncați și gura ta. Bă, lasă-mă că învățăm și noi ce aveți. Nu s-a născut nimeni învățat. Așa se decoară pe lume.
Umplem noi asta de untură. Umplem. Bibi vlog, bibi vegetarian. Vrem și ultimul porc. Pe care îl fac eu, pe care îl fac eu. Pare de foarte bună. Abia așteptă să mănânci. Îmi place să fac vlog. Baftă, Charlie! Ce ți-am zis, măuță? Hai, întins, tensionat, drept. Da, dar nu mai e drept. Uite, odată, așa, ale. Să mai scutăm altă parte. Bravo, echipă! Sincer, cred că carnea pe care am luat-o noi e fermecată sau ceva, pentru că facem cârnați de o oră. Păcate, mai avem. Păi s-a stăt cârnat că a fost bun. Ăștia sunt puși pe două rânduri. Și vreau să mă iei. Cârnați magici. Cum vă simțiți acum că sunteți niște oameni maturi care fac cârnați? Mamă, când ne-a lovit bătrâneța, nu știu. Parcă ieri făceam live-ul când ne jucam și acum facem cârnați de oameni. A trecut ceva timp de când am tăiat porcul, adică două zile, trei zile. Am făcut un caritabil de 12 ore, au trecut multe chestii. Cârnații noștri, mă rog, ne-am ținut și noi aici, am mai lăsat geamul deschis. Am făcut cârnații, am băgat toată cârnița, ați mai văzut și voi. Și am decis să bag cârnații în punguțe. Câte doi tăiați, unul mai mare, unul mai mic și îmi scot eu de la ladă cât am nevoie de fiecare dată. Am zis, bă, așa e cel mai bine, filmez din mână, vreau să vadă bine. Și lada merge, ok, a luat Irina, a făcut niște vărzică, lada merge, e pregătită, cârnații băgăm acum și am făcut și untura, haideți să vă arătăm untura, care e în curte, pentru că na, stea la rece, și brânza e sus, brânza, untura, din care am și testat, am luat, avem 30 de kg și încă, cred că vreo 10 are, vreo 40 sau 45 de kilograme de untură. Bună, facem cu ea, nu mai cumpărăm ulei, mă pregătesc să-i fac și pe ăștia micii. Așa ne-au ieșit nouă cârnații, am luat după o rețetă de pe internet. Vă pupăm, vă mulțumim că ne-ați urmărit, follow pe Instagram, follow și pe canalul de gaming, follow peste tot și pe TikTok, vă pupă jegosul. Să rămână multă vizionare, ne vedem la următorul vlog.